Trei persoane cercetate în cazul azilului Groazei din județul Mureș au fost arestate preventiv după 7 ore de deliberări în timpul nopții. Decizia Tribunalului Mureș nu este definitivă și poate fi contestată în 48 de ore. Laura Buciu, editor al EMUZ, spune mai multe despre toate măsurile luate. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor Direcției de Investigare a Criminalității Organizate din Târgu Mureș. Este vorba despre trei persoane acuzate că nu i-au ocotit pe cei cazați la azilul din Bărdești. Este vorba despre persoane cu deficiențe neuropsihomotorii. Cele trei persoane sunt Ionuț Popuc, Jolan Pascu și Flavius Teodor Pascu, toți implicați în conducerea azilului Groazei de la Bărdești. Ei au fost arestați preventiv după ce magistrații tribunalului Mureș au deliberat mai bine de 7 ore până la a lua această decizie de arestare preventivă pentru 30 de zile. Imediat după ce au fost găsiți primii beneficiari în stare groaznică la azilul din Bărdești, respectiv înfometați și pe saltele murdare pline de sânge. A fost retrasă licența acestui centru de îngrijire. De asemenea, după ce s-au făcut primele cercetări, directorul Agenției Județene de Plăți și Intervenție a fost demis, iar în timpul serii prefectul și subprefectul au fost demiși de premierul Marcel Ciolacu după o discuție cu ministrul de interne.